Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Fecioarele pot aștepta cu nerăbdare o lună productivă. Într-un fel sau altul, aspectele pozitive ale sociabilului Mercur și ale lui Marte activ, trecând de, de la semnul sigur al racului la locuința strălucitoare a constelației leului. Prevestesc pentru majoritatea fecioarelor neutralizarea proceselor stagnante în zonele prioritare ale vieții. Prin urmare, Iulie va accelera inițiativele blocate și va aduce noi perspective, iar acele fecioare nemulțumite de situația actuală se vor mulțumi cu o situație instabilă, obligându-le să accepte rapid transformările actuale. Ai o mulțime de planuri și niciun minute de timp liber. În căutarea materialului, nu rata legătura spirituală cu cei dragi. În iulie, pot apărea circumstanțe neprevăzute în viața de zi cu zi. Fii pregătită să primești oaspeții de departe. A doua jumătate a lunii iulie poate fi marcată de o deteriorare semnificativă a relațiilor cu cei dragi. Și în acest sens, fecioarele se pot afla într-o poziție extrem de vulnerabilă din cauza instabilității fondului psihoemoțional. Sfârșitul lunii pentru reprezentanții semnului fecioară va trece sub influența unui declin energetic. Dragoste, Într-o relație de dragoste, totul este previzibil. Romantismul, care a început recent, se va transforma treptat într-o relație puternică, sănătoasă. La rândul tău, trebuie să zlăbești presiunea pentru a nu strica sentimentele subtile. Lasă-ți partenerul să-și presupună niște angajamente. La mijlocul lunii iulie, vei fi invitată la un eveniment de familie. Acum este mai bine să te abții să mergi în baruri și cluburi cu prietenii pentru a evita scandalurile. Reprezentanții singurei zodiei pot întâlni oameni interesanți de sex opus. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să devii puțin deschisă către lume. Nu ți arăta natură înțepătoare. Pentru a începe o relație bună, Învață să cedezi și să poți pune capătă disputelor. În iulie, există toate șansele să fii invitată la o întâlnire de neuitat. Sănătatea Fecioarele trebuie să aibă grijă de sistemul respirator. Persoanele cu boli cronice sunt expuse riscului de exacerbări. Păstrează întotdeauna la îndemână medicamentele prescrise de medic. Problemele pulmonare pot apărea și pe fondul alergiilor. Dacă știi despre astfel de reacții ale corpului tău, perioada este favorabilă pentru activități fizice, asigură-te că vei consulta medicul și antrenorul înainte de a începe orice tip de antrenamente de forță. În iulie, trebuie să acorzi atenție și cavității bucale. Pot apărea inflamații neprevăzute, stomatită. Pentru prevenire, asigură-te că vizitezi medicul dentist, dacă există o problemă, atunci este timpul să o remediezi. Orice intervenția medicilor va fi destul de reușită, iar reabilitarea va fi rapidă. Banii, latura materială este destul de reușită, în ciuda faptului că te confrunți cu cheltuieli indecente, în primul rând, ai nevoie de finanțare pentru a-ți simți independența în fața celorlalți, ți-e foarte frică să nu-ți pierzi statutul. Așa că vei face totul pentru a avea și mai mult succes decât până acum. Cei care caută de multă vreme de lucru nu ar trebui să dea înapoi. Acum este momentul să participi la diferite interviuri, deoarece vei fi văzută ca un potențial angajat, doar nu exagera cu laudele la adresa ta. Angajatorul îți va verifica cu siguranță cunoștințele. Cea mai reușită perioadă pentru căutarea unui loc de muncă va fi între 8 și 21 iulie. La sfârșitul lunii, fecioarele vor fi mai tensionate, deoarece multe planuri se vor schimba. O mulțime de cazuri și probleme vechi nerezolvate vor cădea asupra ta și vor necesita un răspuns rapid. O circumstanță familială poate afecta rezultatul activității tale. Încearcă să te concentrezi pe muncă pentru a reuși și pentru a evita greșelile stupide. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!